Nasıl spreka sarıya nasıl dayayacağım bunu? Muhabbet sarıya nasıl? Ah, okey. Oh my. Înainte să trecem la clip, nu uita să te abonezi bifând să primești toate notificările și de asemenea nu uita să lași un like la acest clip și apropo, vreau să vă spun că am deschis un server de Discord pentru comunitatea noastră, așa că aveți link-ul în descriere și vă aștept acolo. Salutare tuturor și bine v-am găsit, oameni buni, la un nou videoclip, mai special de data aceasta, like pentru ochelari. Astăzi, oameni buni, vom reacționa la cele mai nebune play-uri și cele mai nebune momente din episoadele lui Dream. Cred că cu toți îl știți pe Dream, având în vedere că vă uitați la mine și eu joc în mare parte Minecraft. Cred că inevitabil îl știți și pe Dream. În caz că nu-l știți, înseamnă că ați trăit sub o piatră sau ceva de genul. Dar dacă cumva să spune că nu-l știți, vi-l arăt eu în câteva momente. Ei bine, el este Dream, are 23,6 milioane de abonați, deci sincer mi-e cam greu să cred că nu-l știți, dar poate chiar nu-l știți, nu știu, adică, na, eu nu zic nu. Treaba asta în felul următor, are foarte multe episoade și este recunoscut și cunoscut internațional pentru episoadele lui cu Minecraft Speedrunner vs. Hunters, adică Minecraft Manhunt. Are un episod cu 91 de milioane de vizualizări. Și practic ce face tipul ăsta în episoadele de Manhunt? Ei bine, el este un jucător simplu de Minecraft și mai are încă 2 sau 3 sau 4 prieteni care îl urmăresc și încearcă să-l omoare. Omoare, da, omoare. Iar el trebuie să termine Minecraft-ul. Și practic, în timp ce se întâmplă toate chestiile astea, când este fugărit, când fuge, când încearcă să bată Minecraft-ul, se întâmplă anumite lucruri super șmechere, adică face play-uri nebune, se aruncă în cap, face 360-uri. Așa că înainte să începem, aș aprecia foarte mult dacă ați apăsat acolo pe butonul de like pentru acest episod, nu uitați să vă abonați, să activați clopoțelul, oameni buni, dacă vreți episoade de genul de reacție. Haideți să vedem dacă putem trece la acest clip. 5.000 de like-uri în mai puțin de 24 de ore. Sper că v-ați abonat cu clopoțel. Conform statisticilor, 69,69% din voi nu sunteți abonați, așa că abonați-vă. Bun, acum fără niciun fel de dogare, haideți să trecem la reacție că eu chiar vreau să văd. Bun, hai să începem, avem aici primul clip. O să reacționăm la mai multe clipuri, le aveți pe toate în descriere. Credite maxime lui Dream. Am pus și Facebook mai mare să mă vedeți mai bine și ea, frumos, elegant. Hai să-i dăm. Bun. Oh, ok. Deci aici e invizibil. Ok. O să încerc să nu pun pauză foarte mult, dar dacă îți fac asta îmi pare rău. Deci aici e invizibil. Și e într-un stronghold sau ceva. Wow, și ăștia nu își dau seama aici de bun. What? Eu tăi mă. Nu te cred. Deci aia vorbesc acolo și ăsta e invizibil. What? Mă întreb oare cum a făcut poțiunea. Yo! Yo, uite-l! LOL. Mor. Aia a fost șmecher. Aia chiar a fost șmecher. Mă, dar e pe 1080p că nu prea se vede bine. Mă rog. Ok. Nu spune că sare în asta aici de-amul. Mă, bă, sare în asta. Ah, ok. Nu. Oh, mor. Bă, cât de... Băi, cât de 900 IQ a fost omul. Deci a fost o 10.000 IQ acolo. A pus lemn ca să cadă aia pe lemn să moară. What? Pe bune că eu nu m-aș fi gândit la asta. Mama, aici e Nether. Hai că da. Mama, și uite, îl urmărește băiatul. Oh! Oh my god. Mama, ce i-a dat-o. Urâta aia. Ok, din nou Nether. Ok. Mama, am eu emoții pentru el. Adică, pe unele nu le știu. Pentru că nu le știu pe toate, trebuie să recunosc. Se ascunde. Ok. What? Yes! Oh my god. Yes! Deci ăla era sus și tot la... Deci ce? Ălur... No! What? Aia a acoperit toată lava ca să nu facă portal. Ce om. Ok, mișto ăsta. Aici nu e el urmărit, el urmărește cum ar veni. Mișto ăsta. Ia. Ce-o face aici oare? Își dă puțină de strength. Ok. Nu pot să cred. Nu pot să cred. What? Îi bate pe toți, mă. Băi, a bătut pe amândoi. Dă-te încolo, că aici e chiar bun. What? What? Stai, ce? LOL. Ia. Nu spune.
Mamă, i-a spart apa aici de bun. What? Stai, ce? Ăla cum a murit? Uite secund. Yes! Ok. Yes! Deci a blocat apa, ăla a murit cumva. Și acum nu-ți pleca și de-aia în dar părul. Nu te cred. Oh my god. Bă, cât de nebun să fii. Și-a dat Ender Pearl, băi, și era mort. Nu cred. Da. O inimă, ești de bun. Da, băi, deci pentru asta aplauze, pe asta nu știam. O inimă, frate. Ia. Oh my god. Mamă, îl urmărește pe George. Ok. Și-a pus apă. Deci el îl urmărește pe George. Și George e speedrunner, ok. Ce fuge, George, bă? Oh, George. What? A, i-a pus bloc. Ha, să nu mai facă portalul, ce nenorocit. Ce râde, Dream, bă. You thought really good, didn't you? Lol. Ok. Aia a fost mișto. Ok, deci acum se ascunde. Ok. Hai că asta n-a fost. N-a fost cine știe ce. Era într-un village și se ascundea de George. Și George nu l-a văzut și a ieșit Dream și i-a dat bucata. Da, interesant. Ia, ăsta e mai high quality. Ok. Mamă. Deci omul sparge direct cu pumnul. N-ai cum. Mamă, are golden apple pe aici de bun. Bine. Ok. What? Oh my god. Da-te. Deci mai trebuie să văd o dată asta. Deci a apăsat pe pressure plate. Mamă, și fix când a explodat și a... Wow. Wow. What? Bă, ce animal. Păi, deci, ca să înțelegeți, tipul a apăsat pe pressure plate și el și-a dat golden apple-ul fix înainte să explodeze. Și uitați-vă ce clutch face aici, adică cred că sunt vreo 3 pe el și avea jumătate de inimioară, frate. Da, te cred, te cred. Omul vrea să facă crafting table cu cobblestone. Ok, sunt curios cum scapă de aici. Nu, cred că l-a bătut. Ok. Cum scapă de aici, mă întreb eu, ia. Lol. Okay. Okay. Deci mai e decât el cu George, a fost. Ok, sparge capul sub mâna. Wow. Și George a murit, nu cred. GG, bro. Deci uite cum a scăpat. Erau 4 sau 3 pe el, frate. Și uite cum a scăpat. Mă rog, e și puțin noroc. Și poate sunt și puțin scriptate, dar nu zic. Poate, poate. Nu zic 100%. Okay. I have uncooked. Ce face, mă? Ah, face TNT. What? Și ce face cu el? Ah, minecart TNT. Ok, și ce are de gând să facă cu el? Deci a făcut un minecart TNT, are și railuri. Ok. Ok, a pus ăla în copac. Și acum ce? Ok, acum vine aia. Ia uite, mamă, ce bine așa cu shield ușor. Mamă, și sunt 3, bă, totuși sunt 3, frate. Și gândiți, eu nici nu înțeleg de ce mai stau tipii. Gândiți-vă că sunt 3 pe 1. Dacă eram eu speedrun-ul ăsta, mă duceam direct să-l omor, ești nebun. Săream direct pe... Oh my god! Wait, George, back up, George. Oh my god. Mă, voi ați văzut asta? Deci, oh my god. Wow. Deci a pus ăla în copac, l-a spart și au murit ăia. Wow. Wait, George, back up, George. Mișto ăsta. Și nu spune că îi bate pe ăștia, că mai are 2 inimi. Nu cred. Nu cred. Îl bate și pe George, mă? L-a bătut și pe George, dă-te încolo. Ok, și ca să încheiem, vreau să încheiem cu unul dintre cele mai recente momente din acestea de MLG clutch de la Dream. Un moment care a dus destul de multe controverse, atât în străinătate cât și peste tot, frate, pe Twitter mai ales. Treaba stă că
a făcut un episod din acesta de Manhunt și uitați-vă cum a scăpat. Hai să ne uităm la clipul ăsta. Deci doar vreau să vă uitați. Deci, fiți atenți. Deci a făcut o platformă în aer. Deci, a făcut o platformă în aer. Așa a pus el fără destul nebunii și vedeți că venea tipul ăla după el, da? Deci venea tipul după el și a făcut Tyron, era nebun și a luat crafting-ul și vine tipul ăsta, vedeți? Deci vine Sapnap, vine Sapnap pe el și, băi, nu mai are ce să facă, trebuie să scape de aici, trebuie să cadă undeva, dar n-are apă jos. Și probabil vă întrebați cum supraviețuiește, ei bine, hai să vedeți. Deci uitați-vă, și a furnace-urile, Sapnap vine cu viteză mare, deja a venit, uitați-vă, și fiți atenți! What? Bă, voi ați văzut asta, trebuie să... Deci, probabil n-ați avut timp să procesați. Dar, fiți atenți. Deci, a venit Sapnap, i-a dat bucata. Avea un crafting aici. Nu știu de unde era craftingul ăsta. Și fiți atenți. Cât timp era în cădere și a luat repede lemnul, a făcut o barcă și a aterizat pe barcă. Toate chestiile astea ar mai puțin de 2 secunde? Cât a durat? Cred că o secundă sau două, ceva de genul. Băi, și din... Băi, n-ai cum. Uite cât de repede a craftat. Băi, n-ai cum să crafteze așa. Deci, e imposibil. N-ai cum. Efectiv, n-ai cum. Da, oameni buni, cam acesta a fost și episodul de reacție. Sper că v-a plăcut. Dacă vreți episoadele de genul, băi, cred că o să mai fac chestii de genul cu reacții dacă vă plac. Și na, o să mai continuăm. Eu am fost Estelian, sper că v-a plăcut clipul. Dacă v-a plăcut, dați acolo un mare, mare like. Spuneți în comentarii care a fost faza voastră preferată. Comentați acolo cu minutul. Eu am fost Estelian, iar desigur că ne vedea data viitoare. Pa, pa.